până pe Sfinția noastră, Preacucernice Părinte Consilier, Cucernice Părinte Secretar Eparhial, al Sfintei de Dumnezeu Păstrie Eparhia Romanului și Bacatului Cucernicii nevastre, drept măritor creștinii dragii noștri ele distinși studenți, cinstite autorități locale, suntem bucuroși astăzi, în zi de cruce și de înviere, ziua Domnului, ziua Domnicii, să împlinim aici mai întâi Eucaristic și apoi vizitei un eveniment cultural până la parte pe care comunitatea păgăvară, din binecuvântarea noastră, și Consiliul Local, Primăria Locală, să aibă astăzi binecuvântarea chireții și plinirea acesteia. Îndrăznesc să spun, Doamne, Sfânta noastră, următorul lucru. Că, de fapt, pericopa evanghelică de astăzi ne găsește pe toți a fi tine. Vă place mult atunci când povățuiți preoții și prin preoți pe credincioși și a ne învăța pe Dumnezeu. Că biserica, de fapt, este permanentă, dar cu mai multe vârste. Pericopa evanghelică astăzi, în mod deosebit, arată pe un tânăr căutător al vieții celei veșnice. Se bucura viața sa de tot ceea ce era frumos, pregustând pe de-o parte din învățăturile părinților, iar pe de altă parte, Dumnezeu dăruindu-i tot ceea ce îi era de folos, ba mai mult decât atât, avea și partea materială financiară care îl nemulțumea pe dânsul. Văzând că toate acestea, oricât de multe i-ar fi, iar Hristos nu îi mulțumește sufletul, caută spre Învățătorul cel Mare, Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, pe El rugându-i și pe El și lui afirmându-i, Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Din dialogul pe care Hristos îl primește cu acest tânăr, pe care îl primește cu multă bunăvoință, cu multă bunătate, arătându-le nouă tuturor în istorie că este pedagogul prin excelență, fără antecesor, fără predecesor, oricât de înțelept ar fi un pedagog, dacă nu are bunătatea ca expresie și apetitul pe care l-a Dumnezeu îl împlinește, nu poate să dăruiască din cei ales către cei tineri. În felul acesta, Domnul, împlinindu-l cu bucurie, așteptă-i cu cugetul său, mai întâi răscolindu-i felul tinereții și așezământul lui și văzându-i cunoaște, dragii mei, legea Vechiului Testament, ajunge până într-acolo să-i spună că dacă vrea, poate vrea să fie desăvârșit, atunci este nevoie ca mai întâi să meargă, să dea tot ceea ce este mai de Hristos în vieții sale lăuntrice, biologice, și după ce va fi sau va dori tuturor săracilor al împărții, El să urmeze calea spre Hristos. Iată, în al preasfinția voastră. Suntem la început și sfârșit de drum. Vântul Evangheliei este permanent veșnic. Și poate nu întâmplător, avuția unui neam sunt copiii, sunt tineri. Și poate de aceea. Și ceea ce s-a plugărit, ca să spun așa, într-o expresie, timp de 4 zile, mai exact, după praznica Adunării Maicii lui Dumnezeu și până astăzi, inclusiv, așa cum spuneam, biserica pe care dumneavoastră, ca autoritate locală, ați binecuvântat și Consiliul Local, împreună lucrând, s-a făcut. Pe de o parte, un proiect, program cultural, tabără, intitulată, poate sugestiv, Tânărul Bătăvar. Așadar, privirea dumneavoastră, în mod deosebit, este așezată spre Viță, dar mai ales spre Grădință. De ce? Pentru că ei vor primi ștafeta, nu nevoile de
vor reprezenta biserici, vor păstra dreapta credințelor unică lucrurilor și sfântelor lor și vor da din generație în generație. Timp de 4 zile au asistat acești tineri fie la conferințe, fie în haidul lor de sarce cuprinsându-se tot felul de lucrări pe care preoții, profesorii desemnați, voluntari și noi, de la Iași sau din Bacău, pentru ei, în număr de 100, au primit darul lui Dumnezeu, pe de o parte din cunoaștere, iar pe de altă parte aici și atunci, iar o recunoștință și o răsplată a lucrării împreună bisericii în Consiliul Local, respectiv pentru cei mai dragi ai noștri, copiii noștri, fiii noștri. Poate cuvântul meu trebuie să se plinească aici. Și aș dori din toată inima la cei care cu adevărat s-au ocupat. Mă gândesc pe președintele Ascolului, mă gândesc la Părintele Consilier Ciuche Eugen, mă gândesc la Părintele Florentin Bornicelor, cei care au dus Așița și Truda acestei lucrări. De aceea, permiteți-mi în anul Sfinția voastră, ai invocat pe aceștia trei, ai chemat aici în fața anului Sfinției voastre și structurat ei să poată lăuri asupra Domnului Dumnezeu ceea ce s-a împlinit prin acest proiect, timpul celor 4 zile pe care dumneavoastră le-ați binecuvântat. Părinte Costier, vă rog frumos. În anul Sfinției voastre, domnule inspector general, reprezentant al primăriei Bacău, domnule primar Cosmin Nicula, preacucenice părinte de protocol, preacucenici părinți, iubiți credincioși și dragi tineri frumoși, iată dacă în apărat Sfântul Părinte Ioachim binecuvintează atâtea proiecte pentru tineri băgăoani. La început de an aveam acel proiect renumat, lăsați copiii să vină la mine, în urma căreia mii de tineri primesc revizitele necesare în început de an școlar. Avem și premierea celor mai buni tineri, șef de promoție și cu rezultate deosebite la olimpiadele locale și naționale. De ce nu un proiect iar astăzi și pentru copiii aflați în vacanță? A fost un proiect intitulat Tânărul Bacăoan în Ancetera, despre valorile care ne spunea, pe care Primăria Municipiului Bacău, în parteneriat cu Fundația Episcopei Select Filiala Bacău și Protopopiatul Bacău, l-au implementat în perioada 15 august, 19 august, timp de 5 zile, acești 100 de tineri minunați și 30 de voluntari din cadrul ASCOR, Bacău și Iași și Ator Onești, sub coordonarea Părintului Florentin Fornicelu, ajutat de Răzvan Popovici și Vlad Torlac, au derulat, s-au derulat aceste minunate activități propuse spre implementare și aș vrea să le evidențiez aici faptul că în chiar ziua debutului proiectului pe 15 august, tinerii au vizionat filmul 7 cuvinte către tine, acest film documentar duhovnicesc. Apoi, în cursul celor 2 zile care au urmat, au avut sesiuni de informare cu caracter cultural, în care, cu ajutorul preoților din Protoieria Bacău, cei 8 preoți care au participat la ateliere, au putut să le evidențieze chipuri de replici, ctitori ai neamului românesc și păstrători ai unității neamului românesc în acești 100 de ani care au trecut de la făurirea statului național unitar român. Bineînțeles, apoi au vizitat o serie de muzee și locașuri sfinte, ortodoxe,